În urma potopului care s-a bătut asupra zaleului, zeci de mașini au fost avariate, panourile publicitare au fost rupte, trotuarele și șoselele au fost distruse, bucăți imense de asfalt au fost mutate, iar mai multe localuri de noapte au fost inundate. Proprietarii localurilor susțin că nu au reușit să salveze nimic pentru că în 10 minute apa a și depășit 1,5 metri. Pompierii seleșeni au intervenit cu toate echipajele și motopompele din dotare pentru a face față situației. Lucrătorii de la ADP au ieșit în stradă să curețe șoselele de aluviunile aduse de ape. Mâlul, care a rămas pe unele șosele, depășește 10 cm. Ce e aici? Cât are? O poți să vedea? Uite, uite, să vezi dunga aia, uite, să vezi dunga aia. Uite, uite la picioarele tale. De metru, așa, uite, ia, acolo, de jumătate ia până aici o pot mapa, până la treptele astea. Mă, da, e ca bine, până acolo pot. Unde e dunga aia? Până la treptele astea. Și aici ce sunt în polțară? Ce era aici? Ba! Trebuie dracu, ce-am mai fost aici? Ce mai spus, s-a salvat absolut nimic. Pagul B, cam cât de masă? Nu știu, aproximativ. Câteva sute de milioane se ridică pagul bar, nu? Cât va dura până s-a pus pe trapa de aici? Dura 2-3 ore, 4, poate chiar. Ați mai avut așa inundație? Am mai avut acum 3 ani de zile și 7 de zile. Uitați, uite ce e aici. Voi dat apa acasă, ce e aici, aveți? Da, e de misor. Uite ce e aici. Puteți să filmați până acolo. Uite, mașina a fost... Mașina a fost în apă până din sus de ăsta. Hai, dar și n-am venit capul. Uite acolo. Numai ce e aici din coste. Uite, mați, uite. Hai, da, dragă. Cine trebuie să se ocupe, să... sistematizeze valea. Ați mai avut așa inundații așa de mari? Sunt câte reții de multe de la nou, da? Ar trebui să vii să vi de aia care a vorbat din fondul de totul sistematizarea valei să te ia. Hai, ce ești, ce ești, ce faci? Nu, lasă, că-i bine. Da, ai o dată. Ce faci în apă? După ce ai venit? Pot să dorm, nu trebuie. Extraordinar. Extraordinar. Nu puteți intra în cramă. Nu mai, gata, măi. Gata, tot. Terminat. Terminat.
o să încercăm să renovăm și mergem mai departe să ne încercăm să ne luăm ce putem înapoi. Să recuperăm de ce am investit. Sperăm să ne audă cineva, să ne dea o mână de ajutor și mergem în continuare. Ce putem face? Ce probleme au fost în oraș datorită ploilor care au căzut? Din cauza ploilor care au căzut, în zona centrală a orașului s-au inundat două poste de transformare. Drept urmare am fost, liniile au declanșat din stație, drept urmare am fost nevoit să facem alimentarea consumatorilor din alte surse. Din nefericire, echipa de intervenție a rămas blocat în oraș, iar noi am găsit o altă echipă de intervenție și am reușit să restabilim în acest moment alimentarea. Rămân alimentate doar două posturi de zona centrală, care alimentează zona instituțiilor bancare, în principal. Pentru cât timp au rămas locuitorii fără curent? În acest moment am făcut noi manevra, ora 10, iar declanșarea cred că a avut loc în jur de ora 9:30. În acest moment. În județ au mai fost probleme în afară de orașul Zalău? Da, în general, în momentul în care apar furtune, liniile declanșează, iar conform reglementărilor noastre, pe linie de dispecer, restabilim alimentarea cu energie electrică, conectând liniile după un anumit interval, care este reglementat legal, după 15 minute. Au fost mai multe linii declanșate în tot județul.